Caz șocant în Spania, o rețea de sclavie condusă de români a fost descoperită de polițiști la o fermă din peninsula iberică. Patriarhul, așa cum era denumit liderul grupării, ducea o viață de lux împreună cu familia sa din banii obținuți de pe urma traficului de persoane. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Peste 20 de români și bulgari au fost victimele grupării care avea un plan bine pus la punct. Liderul clanului denumit Patriarhul înființase companii care încheiau contracte pentru recoltarea fructelor. Acestea erau însă folosite doar ca pretext pentru traficul persoanelor vulnerabile. Aflați în pragul sărăciei, oamenii erau atrași cu oferte și promisiuni de locuri de muncă bine plătite. În realitate însă, aceștia erau exploatați, înfometați și lăsați să sufere în timp ce erau ținuți în condiții mizere și supuși unor pedepse inumane. Șeful brigăzii pentru drepturile omului a dezvăluit că victimele erau chinuite până ajungeau în pragul disperării. Un bărbat a încercat să sară de la etajul 1 al fermei în care era ținut prizonier, iar o tânără a suferit un avort spontan din cauza stresului și epuizării la care era supusă. Între timp, membrii grupării se bucurau de venituri imense care le permiteau să trăiască în lux. În timpul raziei efectuate de poliția spaniolă, au fost descoperite 3 mașini de lux, ceasuri de la branduri exclusiviste, 240 de bijuterii de aur și aproape 40.000 de euro în numerar. În total, 15 români au fost arestați în acest caz de sclavie și riscă acum ani grei de închisoare.